Bine v-am regăsit la această emisiune. Vorbim și astăzi despre modele de conducători. În atenția noastră de această dată este o calitate destul de rară în rândul oamenilor, dar poate fi și mai rar întâlnită în rândul liderilor. Vorbim despre altruism. Invitatul nostru este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul facultății de management și informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bună ziua. Bună ziua, mă bucur să vă revăd! Vorbim astăzi despre altruism, dar am impresia că profilul unui lider, așa cum îl definiți dumneavoastră, un îndrăzneț, un luptător, este cumva chiar opus altruismului. Adică liderul poate fi independent, poate fi bătăios, ceea ce îl face egoism, egoist. Ce părere aveți? Se pot împăca cele două? Trebuie să împace împace cele două. Și, e felul o cum spun. E o luptă permanentă? Este o luptă permanentă și, în primul rând, este o luptă permanentă pentru că cred că egoismul este cea mai uh, fundamentală trăsătură a omului. Deci, cred că, în păcatul în care suntem cu toții născuți, avem chestia asta. Și unde se vede cel mai bine este la bebeluși, la copiii mici care bine că îs așa de mititei, că dacă închipuiți dacă un bebeluș ar fi de 2 metri și de 100 de kilograme, egoist cu mâine educat, cum e ce s-ar putea face. De deci egoismul este în fiecare dintre noi și experții spun că un gram de egoist este combustibilul care ne duce mai departe. Este partea aia de orgoliu. Dacă nu ai niciun pic de orgoliu, atunci nu-ți dorești nimic, ai, ești un fel de plămână care băltești toată ziua și nu ai niciun fel de motivație să faci nimica. Deci ai nevoie de un picuț de orgoliu. Așa după cum am discutat în, în emisiunile anterioare, din păcate, cei mai mulți lideri sunt motivați de partea de egoism. Și asta este scopul lor suprem. Chiar dacă declarativ spun altceva, chiar dacă au o retorică foarte plăcută în care ei sunt părintele poporului, ei fac lucruri și așa mai departe, dacă te uiți de fapt la ceea ce fac și ce este în spate, de regulă este o agendă proprie și sunt niște beneficii proprii. Felul în care spun studenților este că uh, instrumentele pe care un lider egoist și un lider altruist le folosesc, uh, de multe ori se suprapun, adică vor folosi aceleași lucruri, uh, în special la partea de comunicare, la partea de motivare, la partea de creativitate, uh, sunt cam aceleași. Diferența fundamentală este motivația, uh, sau, altfel spus, diferența fundamentală este beneficiarul cine va beneficia de pe urma lucrurilor pe care tu le faci. Pentru că eu mă pot ridica în fața unui grup de oameni și să le spun părerea mea este următoarea și eu ar vrea să facem cutare și ar vrea să ne implicăm în cutare, să sacrificăm cutare și așa mai departe. Și oamenii, într-un mod conștient sau inconștient, vor avea această întrebare. Bun, dar de ce ne spune Sebastian chestia asta? El ce câștigă din chestia asta? Și, din nefericire, cei mai mulți oameni în jurul nostru sunt atât de obișnuiți cu lideri egoiști în care spun, bun, știm că e egoist, știm că face lucrurile astea pentru, uh, pentru beneficiile lui sau ale ei. Uh, singurul lucru care noi putem face este să, să intrăm și noi în gașca lui, să prindem și noi un pic din șolanul respectiv și îmi cer că folosesc acest limbaj non-academic, dar asta este realitatea. Cred că suntem depășiți de situația în care pretindem de la liderii noștri să fie altruiști, pretindem să slujească neinteresați. Uh, se întâmplă chestia asta în spațiu politic, în spațiu corporatist Se întâmplă chestia asta, din păcate, și în spațiu bisericesc În care tot mai mult uh, știi, măi, da, trebuie să-i pice și lui ceva da, Trebuie să aibă și el un beneficiu, trebuie să aibă și el o chestie uh, Și iată că aproape că tolerăm partea asta de uh, egoism uh, Partea asta de beneficiu personal Și atunci, vrând nevrând, tot ceea ce ne va spune liderul respectiv Va fi mereu și mereu filtrat prin această înțelegere și în limbajul popular las că știu eu. A, nu te luată după el. A, spune el chestia asta și din păcate avem și o vorbă foarte groaznică în poporul nostru român. Mai fă ceea ce zice popa, nu ce face popa. Adică ceea ce zice e bine și sună bine și ar trebui ascultat, dar de fapt când ne gândim la caracterul, la motivația liderului, avem semne de întrebare. S-ar putea să aibă o motivație alternativă, s-ar putea să aibă uh, o agendă ascunsă pe care nu ne-o spune 90. Asta este partea de, de egoism. Interesant că limbajul acesta la care am ajuns, de altruism și egoism, este exact ceea ce Domnul Iisus Hristos ne învață. Adică, un lider adevărat slujește, este gata să vină la picioarele oamenilor. După 2000 de ani, iată că au ajuns specialiștii în leadership să tragă aceleași concluzii. Absolut și, și chiar faimoasa revistă Harvard Business Review uh, a introdus numai cu vreo 20 de ani conceptul acesta de servant leader adică liderul slujitor. Și au ajuns la concluzia că cei mai eficient, cei mai sustenabili lideri, nu sunt neapărat cei mai carismatici, cei care au ideile cele mai sclipitoare, ci sunt acei lideri dispuși să spele picioarele. Sunt acei lideri dispuși să facă lucrurile dintr-un spirit altruism, de, de dragul uh, poporului, de dragul uh, instituției și organizației pe care uh, o, o conduc. Pentru că în absența acestui altruism, singurul lucru sau forma naturală a leadership este forma de egoism. Este forma în care fac ceea ce fac, mă implic cu multă energie, cu multă hărnicie câteodată, dar de fapt le fac pe toate pentru că vreau să am un beneficiu propriu și personal. Fie eu, fie cineva din gruparea mea să aibă lucrurile respective și să aibă beneficiile respective. Nu pot să nu contextualizez, să nu venim înspre țara noastră. Ce bine ar fi dacă țara noastră ar avea lideri altruiști și mă gândesc, poate ar fi autostrăzile mai ieftine sau s-ar face mai repede. Poate mi avea un sistem de sănătate mai bine pus la punct. Cum ar arăta România dacă am avea așa lideri? Și îmi permit astăzi să visăm puțin. Ce ziceți? Cum ar arăta România dacă liderii noștri ar fi altruiști? Eu aș vrea să vă corectez și aș vrea să spun așa cum o să arate România când vom avea astfel de lideri și fac această declarație nu ca și declarație ieftină, ci o fac în credință. Pentru că cred foarte mult într-un viitor în care Duhul Dumnezeu poate cerceta inimile oamenilor și mai mulți oameni se pot implica. Aș vrea să încep un pic teoretic și vă rog să mă iertați și chiar să mă opriți dacă depășesc timpul, că am obiceiul ăsta. Observația mea la studenți și în societate este următoarea. Oamenii care sunt de caracter, oameni care sunt de, cu frică de Dumnezeu, de regulă nu se bagă în poziții publice, nu se implică, nu sunt aia care să caute implicația, îndrăzneala și așa mai departe. Și oamenii care se bagă, de multe ori nu sunt de caracter. Deci este aceasta chestie, această chestie invers proporțională. De aceea, eu mi-am luat ca și responsabilitate, ca profesor și ca învățător public, ca să spun așa, exact lucrul acesta. Pe oamenii care, într-un mod natural, vor să se bage, să le. Trag semnalul de alarmă că au nevoie de caracter și să nu meargă la luptă fără caracter, și oamenii care sunt de caracter, dar nu s-ar băga, să îi motivezi să, să se implice, să, să pună mâna. Întorcându-mă la, la întrebarea dumneavoastră: cum o să arate România când o să avem astfel de lideri? E clar că va arăta mult mai bine. E clar că vom cheltui mult mai puțin bani pe administrația publică, e clar că vom avea mult mai puține acte de corupție e clar că vom avea calitate de servicii, calitate de infrastructură mult mai bună. Și în esență, fără să încerc să simplific lucrurile, cred că soluția pentru lucrurile cu care noi ne confruntăm și cu care ne zbatem de cel puțin 30 de ani, dar cred că și de mai de mult de atâta, este să avem această categorie de lideri altruiști. Este să avem această categorie de oameni care să le îmbine pe cele două. Să aibă carismă, să aibă partea naturală, să aibă influența asupra oamenilor, dar să aibă și partea de caracter, să își dorească să facă lucrurile uh, într-un mod altruist. Uh, și aici fac o, o primă remarcă sistemică. Uh, cred că noi, la ora actuală, cel puțin în contextul nostru românesc, uh, motivul care nu avem, sau unul dintre motivele care nu avem astfel de lideri, este pentru că și pornim din capul locului cu un grad foarte ridicat de idealism sau poate aș spune eu chiar fățărnicie. Și vă dau un exemplu. Până în urmă cu câțiva ani de zile, noi am avut, așa cu tărie, noi nu plătim medicii salarii occidentale, noi nu plătim medicii salarii înalte și cei mai mulți medici câștigau foarte puțin bani foarte puțin bani. Și ca urmare, ca să trăiască, ca să își recupereze investiția necesară în școală și așa mai departe, mulți dintre ei se implicau în acte de corupție. Și asta este un exemplu care face parte, apropo, din moștenirea noastră fanariotă. Facem același lucru astăzi, de exemplu, în învățământ. Facem același lucru în multe alte lucruri publice și unul dintre beneficiile pe care le-a adus Uniunea Europeană este ne obligat să plătim oamenii din spațiu public mai mult, tocmai ca să reducem partea de corupție. Acum, din păcate, am mers la cealaltă extremă și din anumite puncte de vedere avem oameni care sunt în administrație administrația publică, care sunt plătiți mult peste piață și nu sunt plătiți pe un sistem meritocratic, nu există evaluări și sunt deficiențe în, în direcția cealaltă, dar văd aceeași atitudine care o avem, de exemplu, la partea de slujitori, de păstori în biserici, în care rămâne un păstor la biserica noastră și îi dăm un salariu minim pe economie, poate chiar mai puțin. Și toată lumea știe că nu poate să trăiască din banii respectivi, dar ne facem că nu știm, că nu vedem, că lasă că se descurcă el cumva. Și cred, cred că aici e ne. De voie de o discuție sistemică, sănătoasă, constructivă. Da, nu vrem în niciun caz să promovăm mercenari, nu vrem oameni care să facă lucrare, să se implice în poziții de lider și doar pentru bani, pentru că sunt foarte periculoși oamenii respectivi, dar în egală măsură și noi, ca și sistem trebuie să avem ceea ce spun occidentalii un preț de piață. Să avem un, un preț echilibrat pe care să poată cineva să, să trăiască cu, cu el. Deci primul pas, cred că ca să ajungem la a avea liderii de genul acesta, este nevoie de conversații transparente, de conversații cinstite în care spunem, bun, hai să vedem care este costul de viață în țara noastră. Hai să vedem care este responsabilitatea, hai să vedem care sunt alte surse de venit pe care le ai. Și cred că dacă am doar la partea de uh, comunicare transparentă și cinstită, îi un pas înainte în a avea lideri așa cum uh, ne dorim noi că o să avem. Și dacă vorbim de lideri ideali și de o țară ideală, și n-aș vrea să ne gândim la cer acum, haideți să venim mai aproape de realitate. Uh, ne puteți da exemple de țări în care lucrurile acestea chiar funcționează, adică sunt lideri care se gândesc la poporul lor? Da, și avem uh, Occidentul, îi, să zic așa, modelul cel mai bun. Uh, Statele Unite ale Americii uh, și Europa Occidentală. Acum, din nou, nu, nu vreau cineva să înțeleagă că acolo e raiul pe pământ, pentru că nu-i, sau că acolo nu este corupție, pentru că există corupție și acolo. Uh, diferența care o au occidentalii spre deosebire de noi este partea aceasta de transparență, în care discută lucrurile mult mai uh, frontal și au și această tradiție a ceea ce, ceea ce numesc eu societatea civilă. De exemplu, una dintre lucrurile pe care le au și am locuit în America 15 ani și am văzut în America lucrul acesta, au nenumărate organizații nepolitice, deci care niciodată nu intră în politică, niciodată nu vor deveni partide politice. Ei le numesc think tanks, care nu fac nimic altceva decât doar evaluează performanța guvernanților fie la nivelul federal, fie la nivelul uh, local și au o evaluare uh, realistă, au o evaluare uh, uh, obiectivă vis-a-vis -vis de performanța lor și spun, uite, omul ăsta și-a făcut treaba sau omul ăsta nu și-a făcut treaba. Uite, prin comparație cu ce se întâmplă în statul cu tare, se întâmplă chestia asta și se întâmplă chestia asta. Și fac tot felul de rapoarte și de valori de genul ăsta, care ajută foarte mult uh, o transparență. Uh, să știu ce să mă aștept de la un politician, să știu ce să mă aștept de la uh, un director de întreprindere publică, uh, cum ar fi uh, CFR-ul sau altcineva de genul acesta. Uh, deci, deci, măcar am uh, un set de bune practici bazat pe chestii istorice. Al doilea lucru pe care îl au occidentali și pe care sper și eu să-l avem în, în, în România au aceste generații de oameni care sunt independent bocați și care intră în slujba politică mai târziu în viață. Și îl, îl folosesc pe Donald Trump ca și exemplu, cu toate că am multe lucruri care nu sunt de acord cu, cu dumnealui și sunt sigur că face multe lucruri așa neîngăduite, dar, dar cel puțin te uiți la un om care deja îi și care intră în președinția Statelor Unite, teoretic nu este chiar așa de dispus la corupție. Teoretic, spui mai omos, a intră acolo, probabil că are un pic de altruism în el că vrea să slujească. Și ca și el au fost alte exemple. Eu spun studenților că mă întreabă mai ales absolvenți, avem 500 de absolvenți, și unii dintre ei cochetează cu politica și unii dintre ei se implică în administrația publică în politică și mândru de ei pentru că fac o treabă bună. Dar eu le spun ca și regulă generală, dacă vrei să intri în politică în România, ar trebui să ai minim 60 de ani deci să fii trecut de 60 de ani și minim 5 milioane de euro, banii tăi personali. Nu înseamnă că nu o să fii corupt, nu înseamnă că nu o să fii spitit, deci nu e nicio garanție. Dar cel puțin știi că ai niște oameni care intră în politică cu un gram de altruism. Intră acolo nu neapărat ca să se hrănească pe sine și clanul lui, ci intră acolo și să dea. Uh, și am avut, am destul de mulți uh, prieteni clienți care uh, sunt în situația asta, uh, care au firme, care sunt antreprenori de succes, uh, și îi tot bat la cap și le spun: Măi, intrați, implicați-vă, poate nu neapărat să candidați pe listele unui partid, dar poate pe modelul acesta de think tank, de uh, societate civilă, care să aduceți o contrapondere la ceea ce se întâmplă în guvern, să aduceți o parte de educație civică. Uitați-vă, vă rog frumos, acum, în uh, criza în care suntem că vedem ce înseamnă lipsa educației civice, ce înseamnă oameni care la modul propriu nu au șapte ani de acasă. Și din păcate nu avem instituții care se educe. Și cred că avem nevoie de acești lideri publici, de acești slujbași publici care să intre dintr-un spirit de altruism și să spune, hei, vrem să ajutăm situația care este și vrem să o îmbunătățim, și vrem să facem asta nu ca să câștigăm noi ceva, pentru că noi avem o oarecare independență și chiar la modul propriu vrem să facem lumea un, uh, un loc mai bun. Oare nu ar fi suficient un om care are o viață schimbată, un om care are principii și valori? E neapărat necesar ca el să aibă în spate o, o avere? Wow! Fo foarte grea întrebare îmi puneți și mi se pune întrebarea asta uh, foarte, foarte des și foarte controversat, apropo, uh, pentru că am și baza biblică și, uh, cred că am mai spus la emisiunea dumneavoastră, îi, îi rog pe studenți în anul întâi uh, să fac o evaluare în Evrei, capitolul 11 și să încerce să estimeze cam câți milionari au fost în Evrei 11. Și asta e un lucru foarte controversat, pentru că, din punctul nostru de vedere, oamenii bogați implicit sunt corupți și așa mai departe. Dar dacă mă uit în Sfânta Scriptură și, și vreau să spun lucrurile astea cu maximă responsabilitate, Dumnezeu a folosit oameni care au avut o independență financiară și oameni care au fost educați, care au fost școliți. Și, din păcate, noi nu spunem lucrurile astea foarte foarte tare. și exemplele pe care le-am mai folosit, dintre toți apostolii, apostolul Pavel a fost cel mai educat, știa trei limbi la perfecție, era un academician și avea o independență financiară, era un antreprenor, pentru că spune și în fapte și în câteva dintre epistole în Corinteni, am venit la voi și n-am vrut să primesc nimica din partea voastră pentru slujba pe care am făcut-o, pentru că aveam o independență, știam și lucram cu, cu mâinile mele. Acum, asta este o chestie foarte controversată, pentru că, din păcate, mulți oameni care sunt independenti financiari și-au câștigat averia într-un mod neetic, și, din nou, nu intru în tema aceasta. Sau, mai mult de atâtea, sunt unii oameni care au o bunăstare materială și cred că ei trebuie să fie șefii bisericii. Uh, și când împărbădești din uh, a treia epistolă a lui Ioan, uh, au impresia că vorbește exact despre ei, că sunt oamenii care vor să aibă întâietate în toate. Și a, aici cred că, e o, cred că e o controversă foarte, foarte mare și uh, e o linie fină, pentru că oamenii care sunt bogați și care au posibilitatea să influențeze, uh, au pretenții și, de multe ori, nu excelează la partea de caracter. Uh, rugăciunea mea pentru toți cei care sunt înzestrați și au bogăția aceasta este să se concentreze și la partea de caracter și oamenii care au caracter este să uh, achiziționeze și resursele materiale ale lumii acesteia, pentru că acestea sunt instrumentele cu care influențăm lumea. Știu că nu-i răspunsul cel mai popular și deja îmi aud telefonul și e-mail-ul când oamenii o să asculte emisiunea dumneavoastră, dar este o realitate atât în lumea care ne înconjoară, cât și în scriptură. Vedem că Dumnezeu a folosit oameni cu resurse materiale ca să influențeze și să modeleze lumea în care ei trăiau. Ne-ați dus într-o zonă inconfortabilă. Ne rugăm da. lui Dumnezeu pentru oameni care au caracter și care au și. Un, o acoperire financiară în spate care să se da. ridice în țara aceasta și să se gândească la binele poporului. Și dacă vorbim de binele poporului în timpul care ne-a mai rămas, haideți să luăm un exemplu românesc. A existat o vreme în România în care conducătorii erau altruiști. Noi în această emisiune încercăm să fim pozitivi și unul din sloganurile noastre este se poate, se poate da. în România. A existat Correct. odată. Că, poate dacă ne uităm în trecut, prindem. Și pentru viitor. Co corect, corect. Pe pentru mine personal și iarăși cred că dintre toate emisiunile noastre asta, asta o să fie cea mai controversată uh, și îmi cer iertare și mă duc cu ea până la capăt. Uh, pentru mine personal, uh, exemplu de lider altruiști în istoria României a fost generația pașoptiștilor. Uh, acum, din nou din punct de vedere moral, am mari probleme cu ei pentru că au adus libertinismul occidental, desfrâul occidental, aș putea spune, dar mă uit la lucrurile pozitive pe care le-au avut. Cred că cei mai mulți dintre cei care ne urmăresc știu istoria lor. A fost acea generație de tineri, copii de boieri, în esență, care la începutul secolului XIX au avut posibilitatea să meargă în Occident, la Paris, la Viena, în Berlin, la Londra, unii dintre ei, să se școleze. Ei clar că au avut bani, au avut resursele necesare, uh, și dacă ne uităm în istoria noastră, cei mai mulți care au plecat n-au mai venit înapoi. Uh, ei, spre deosebire de cei mai mulți, generația pașoptiștilor s-au întors înapoi acasă. S-au întors înapoi acasă, au făcut Revoluția din 1848, și după aceea multe dintre schimbările pe care noi le-am avut în România au fost grație lor. Unirea din 1859, războiul de independență pe care l-am avut împotriva turcilor, aducerea casei de Hohenzole ca și monarhie, într-un fel, unirea noastră, cu, unirea noastră, cu, cu Europa, toate au fost gândirile acestor lideri altruiști. Acum, cei mai mulți au fost bogați în continuare. Cei mai mulți dintre ei au beneficiat de pe urma acestei dezvoltări românești. Deci n-aș putea să spun că sunt pe picior de egalitate cu liderii scripturali, care chiar că n-au beneficiat nimic. Doamne ferește cu apostolii, cu Mântuitorul Hristos. Dar în istoria noastră este o generație remarcabilă și cred că au făcut mult bine pentru România. Cred că au adus, au adus lucruri pozitive pentru, pentru viața viața noastră și pentru uh, situația în care noi suntem astăzi. Iar exemplul negativ? Uh, probabil cel mai negativ care ar folosesc este Napoleon Bonaparte. El este, uh, să zic așa, egoistul suprem uh, și iarăși ca și student al istoriei, la apreciez ca și lider militar, a fost un geniu uh, și administrativ, a fost un geniu și politic și din multe, multe puncte de vedere, uh, dar a fost clar în toată viața lui că a avut un complex de egoism. Atât pentru el, cât și pentru familia lui. S-a îmbogățit el, a dat posturi fraților lui în toată Europa. Deci, chiar dacă s-a supranumit fiul Revoluției și a fost cel care spunea el duce mai departe principiile Revoluției de libertate, egalitate, fraternitate, iată că, la scurtă vreme, s-a autointitulat Împărat, deci nu doar Rege, Împărat și a pornit război împotriva Europei și avea, bineînțeles, ca și plan să cucerească întreaga. Europa. Și aici este combinația asta, zice eu, de egoism și de fățărnicie pentru că a avut o campanie foarte, foarte bună pe social media, ca să folosesc termenii modern, în care comunica la toți și le spunea că el este fiul Revoluției și face tot ceea ce face în numele Revoluției franceze. Dar, de fapt, era un despot de viță veche care avea un obiectiv foarte clar să se îmbogățească pe sine, să controleze, să controleze el și familia lui toate marile monarhii ale Europei. Și un exemplu negativ în, în istoria noastră. Cred că el, de fapt, arată partea negativă care se află în fiecare dintre noi, acel egoism, da. acel interes personal. Da. Uh, și e adevărat că oamenii sunt interesați, sau noi oamenii suntem interesați de profitul personal. Dacă vorbim da. de lideri și de altruism, cine câștigă dacă liderul este altruist? Toată lumea, și asta am încercat să spun și nu știu dacă am reușit să, să mă fac uh, înțeles. Uh, deci, partea de altruism nu neapărat înseamnă că liderul pierde, că uh, liderul nu rămâne cu an, absolut nimic. Deci, cred că uh, leadership-ul sustenabil este un câștig-câștig, deci este câștig pe ambele părți. Adică, cei care sunt slujiți uh, fac parte celui care îi slujește de uh, bunurile materiale. Și este, este învățătura scripturală. Uh, cei care uh, Beneficiază de Evanghelie, să aibă grijă de cel care îi slujește cu Evanghelia. Deci, nu-i nimic greșit un lider să fie plătit, un lider să fie remunerat pentru munca pe care o face. Dar când avem de-a face cu un lider care este altruist, Aș în esență. Ați vorbit de plată. Vi se pare corect salariul președintelui în țara noastră? N-am să comentez pe, pe lucrul acesta. <laughs> N-am să comentez uh, tema aceasta și știu că e o chestie controversată nu doar la președinte, ci și la parlamentarii noștri. Uh, Cred cu siguranță că ei trebuie să fie remunerați și cred că trebuie să remunerați pentru munca pe care o fac. Cred că directorii marilor firme, chiar dacă sunt plătiți milioane de euro, unii dintre ei și le merită pentru că, la rândul lor, creează bunăstare pentru acționari, creează bunăstare pentru clienți și pentru, pentru angajați. Uh, se pare uh, că directorul unei firme s-ar putea să aibă salariu mult mai mare decât un președinte de țară? Da, da, da. da, da. Și, și aici intervine partea noastră de de fățărnicie, partea noastră de moștenire socialistă-comunistă, în care spune nu, 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 eu nu vreau, nu, eu nu am nevoie de, de resurse foarte mari. Să știți că și în America e valabil chestia asta, în care președintele Americii este plătit mult sub nivelul de piață sau sub nivelul unor oameni care îl înconjoară și asta este una dintre problemele intrinseci ale administrației publice, faptul că tendința, instinctului este să nu remunerăm oamenii la o valoare corectă pe care o avem. E revenit... o responsabilitate mare. Aici ai, aici. Ai. Și, și ce se întâmplă, și iarăși vorbesc sistemic, că ne dăm seama că nu ne dăm seama, oamenii respectivi sunt dispitiți să, să fie corupți, sunt dispitiți să-și uh, facă contracte fie în timpul când sunt în mandat sau după mandat și asta se întâmplă în, în Occident. Deci în Occident este aproape o industrie în care, da, mă duc și uh, slujesc în Congres sau mă duc și lucrez pentru președinția Statelor Unite, nu sunt plătit nimic sau sunt plătiți foarte puțin timp de patru ani. De de zile sau 8 ani de zile, dar în momentul când mi-am terminat mandatul, mă duc la o mare firmă de lobby, la o mare firmă de avocatură și voi fi remunerat de 20 de ori cât puteam fi remunerat înainte. În esență, ca să-mi folosesc cunoștințele și contactele pe care le-am dobândit în timpul mandatului meu și să influențez uh, administrația publică și ce se întâmplă. Și, uh, de aici, probabil că se naște corupția occidentală, în care ai uh, grupurile de lobby și în Bruxelles, și în Londra, și în uh, Washington de foști demnitari care au fost în diferite poziții, nu mai sunt, dar își folosesc contactele, își folosesc resursele uh, uh, relaționale pentru a putea influența și bineînțeles pentru a se îmbogăți ei pe ei. Uh, nu e un sistem perfect, dar ăsta e sistemul care există din păcate. Uh, în loc de concluzie, ce putem face noi, oamenii de rând, ca să avem lideri după acest model? Modelul altruist. Deci, primul lucru este să avem o așteptare și o comunicare cu ei sănătoasă. Deci să nu îi glorificăm, să nu le spunem, vai, sunteți niște extra nemaipomeniți. Uh, doi, cred că noi ca și urmași, uh, mereu va trebui să facem alegerea între un om super carismatic, dar care poate nu are caracter, și un om care are caracter, dar nu e chiar așa de carismatic. Deci, deci cred că asta este o alegere pe care uh, ca și uh, urmași, ca și oameni de rând, mereu și mereu și mereu trebuie să -o, o facem. Și uh, întotdeauna recomand caracterul mult mai important decât carisma, pentru că cred că carisma poate fi învățată, cred că poți să-ți crești gradul de comunicare. De uh, așa mai departe. Uh, caracterul, dacă lipsește, e foarte, foarte greu să-l înlocuiești. Doar uh, Hristos, prin pocăința lui, prin nașterea din, uh, din nou, poate să aducă caracter genuin. Uh, restul e actorie, restul e uh, uh, fanfaradă. Uh, deci, uh, a astea sunt câteva dintre lucrurile. A, a, a treia chestie pe care cred că o avem, ca și responsabilitate, este să apreciem pe lideri. Și iarăși vorbesc acum despre o, o, cult o, o trăsătură de cultură românească. Noi, dacă ne uităm în istoria noastră Și nu vreau să-i să închip un ton negativ Dar am avut parte de foarte mulți lideri trădați adică au încercat să facă ceva, au încercat să ajungă undeva, nu discutăm motivele lor, nu discutăm instrumentele prin care au făcut uh, lucrurile respective, cert este că lucrurile s-au finalizat prin trădare. Uh, și ca și cultură, nouă ne este foarte la îndemână să ne înjunghiem uh, liderii. Uh, după aceea ne plângem că lucrurile nu merg bine, că e uh, dezorânduială, că e haos, că cutare se cutare lucru, uh, dar dacă, dacă ne uităm și suntem onești cu noi înșine, fie că ne înjunghem liderii, fie că îi fugărim. Și aici e iarăși o discuție foarte controversată, că de ce fug ei și de ce nu rămân aici. Dar ne uităm la, la multe dintre vârfurile noastre românești, din păcate s-au evidențiat în afara României. Și până nu a plecat un brâncuș din România, parcă nu a fost brâncuș. Până nu a plecat un enescu din România, nu a fost un, un enescu. Și asta datorită faptului că atâta vreme cât sunt în țară, noi nu știm să creăm acest sistem de apreciere. Uh, americanii au o frază și în special a precizat asta la uh, Convenția Baptistă de Sud, The Southern Baptist Convention, uh, care spune An attitude of gratitude. Și, și, este o poruncă scripturală, ne vrei spune, uh, să îi vorbim de bine, să ne rugăm pentru ei, să ne susținem liderii, ca aceștia să nu trească să-și facă slujba suspinând. Și vreau să vă mărturisesc acum că sunt în România de, de 15 ani și am o poziție de, de conducere la, la, facultate. Nu odată mi-am făcut slujba suspirând. Și din păcate au fost studenți care au avut așa o bucurie că mi-au făcut zile mare, că lasă să simtă că e lider, să vedem. Am avut studenți care mi-au spus că ar, fi trebui, ar trebui să mă împachetez baliza să mă duc înapoi în America. Așa, într-un mod foarte, foarte direct, pentru că, din păcate, avem această trăsătură și națională și în, în, contextul nostru de trădare, de neapreciere. Hai să îi facem viața mare să vedem dacă rabdă și dacă rabdă înseamnă că e bun. Trebuie să aibă pielea groasă. Deci, cred că ca și oameni avem o responsabilitate să îi apreciem, să ne rugăm pentru ei, nu să le tolerăm greșelile sau lipsa de caracter, Doamne ferește, dar să știm că îi o slujbă, că îi, îi o povară uh, să conduci, să, uh, să uh, uh, dai leadership oamenilor care, care au nevoie, să-i dai învățătură. Nu e o muncă ușoară, nu e o chestie care se întâmplă uh, fără necesar de resurse și energie. Exact lucrul acesta voiam să-l punctez atunci când am pus în discuție salariul președintelui sau a celor care ne conduc. Ideea de a-i aprecia pe cei care ne conduc, nu de a-i contra și de a cârti. Această emisiune am avut-o în discuție cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar la Universitatea Emanuel din Oradea. Vă mulțumim foarte mult! Revenind la tema noastră, leadership și altruism, ce așteptări avem noi de la lideri? Sunt ele realiste? O altă întrebare la care ne putem gândi, cât de mult ne rugăm pentru conducătorii noștri, cât de mult îi apreciem? Iar la final aș dori să vă las cu acest gând. Doar Hristos poate transforma inima liderilor noștri, dar și inima noastră.